Peste 200 de elevi de la 30 de unități de învățământ din toată țara s-au înscris la cea de-a treia ediție a concursului regional de eseu și creație plastică Lumea din cuvinte și culoare. Organizatorii acestui concurs au fost Colegiul Național Ion Maiorescu în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Biblioteca Ia Basarabescu și Casa Corpului Didactic Giurgiu. Lumea din cuvinte și culoare s-a adresat elevilor de gimnaziu și s-a desfășurat pe 5 secțiuni: concurs de eseuri, concurs de caligrame, concurs de ilustrație de copertă, concurs de desene, pictură și fotografie, respectiv concurs de scurt metraje. Concursul desfășurat la Giurgiu face parte dintr-un proiect educațional care își propune să încurajeze elevii să citească și să se exprime prin diverse mijloace. Festivitatea de premiere a avut loc joi în jurul prânzului la Biblioteca Ia Basarabescu, în prezența mai multor elevi și a celor implicați în organizarea concursului. Printre lucrările care au impresionat juriul s-a aflat și eseul Mihaelei Daia, eleva Colegiului Național Ion Maiorescu. Aceasta a povestit cum a ajuns să participe la concurs. A venit doamna mea profesoară, Decea Dalia, cu această idee de a participa la acest concurs. Iar eu, iubind foarte mult lectura, am decis să particip și eu. Mihaela nu se aștepta să se afle printre premianți. Nu prea mă așteptam, nu prea am încredere în forțele proprii, lucrez la asta, să reușesc să determin singură să fac mai mult și să pot să reușesc. Cartea Numără stelele, o poveste din Copenhaga de Louis Lory, care tema principală acesteia este ocupația nazistă peste Copenhaga. Și mi se pare un subiect foarte interesant. Câștigătorii au primit diplome și cărți, cei din afara județului urmând să-și primească premiile prin poștă.